Era între timp s-a făcut întuneric și a trebuit să mă schimb în casă cu filmarea. De aceea și primul tutorial s-a întrerupt așa brusc. Haideți să continuăm, domnul nostru Doblecel, să terminăm acest proiect. După cum vedeți, după ce am umplut și am încheiat corpul, Doblecelul propriu-zis, cu firul de ață, cu un ac gros, cu care se coase lână, vom începe să formăm feliile, să spunem așa, feliile Doblecelului. Cine a urmărit tutorialul cu caracatița a văzut modul în care eu am lucrat Doblecelul pe care este așezat caracatița. În același fel vom proceda și acum. Vom coase, vom strânge bine firul pentru a crea acele adâncituri care delimitează feliile. Așa. Acum mă voi întoarce pe partea cealaltă. Va trebuie un ac destul de lung, astfel încât să puteți trece foarte bine prin corpul Doblecelului și încet, încet îi vom da forma pe care o dorim. Vom coase în felul acesta, intrând întotdeauna de desubt din același punct și ieșind deasupra în mijloc, în mijlocul celor șase piciorușe de început. În felul acesta vom crea Doblecelul, domnul Doblecel. Mi-a plăcut această idee a acestui proiect. Vom face ca un mic aranjament. Sper să vă încânte și pe dumneavoastră. Între timp mi-a venit o altă idee să mai realizez ceva alături de Doblecel, să nu fie singur, să-i facem companie și vom pune în practică. Uneori să știți că am probleme foarte mari cu internetul și nu reușesc întotdeauna să încarc toate tutorialele. De foarte multe ori, chiar și astăzi, am avut nenumărate probleme. La un moment dat, nici măcar telefonul nu funcționa, deci nu doar internetul, care era absent, dar și linia telefonică era întreruptă. Acum mă voi întoarce din nou în partea din mijloc aici și voi trasa o altă cusătură în modul în care să mă întorc de desubt să pot încheia această operațiune, să spunem așa, a Doblecelului, ca în acele filme polițiști, operațiunea Doblecelul, acesta este. Facem felul acesta, astfel vom crea și stabilitate, pentru că dobleacul nostru va sta bine în picioare, apoi voi ascunde firul undeva, îl voi pierde aici dedesubt. Acesta va fi un tutorial un pic mai lung. Uitați-vă, l-am format. Acesta este. Acum voi scurta acest capăt de fir. Vom da deoparte și vom începe să-i lucrăm pălăriuța. Pălăriuța, să veți vedea, nu este deloc greu de aranjat. Ia, uitați-vă că stă singur în picioare.
Voi utiliza același fir pe care vi l-am prezentat la început, firul Van Gogh, cu care am făcut acea frunză pe care v-am prezentat-o. Acesta este un fir, din câte am înțeles, de la doamna Alisa, asemănător cu Alize Diva. Eu v-am spus cum se cheamă aici și vom începe lucrarea. Vom începe în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta este primul picioruș de început, nu-l vom număra. Și avem 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Acum vom închide cercul magic și vom închide și rândul cu piciorușa alunecat. Eu sper să nu facă probleme, că de obicei, cum vă spuneam, am probleme cu acest tip de croșet, care nu este exact precum croșetele noastre. Așa, am reușit. Deci acum voi face un picioruș alunecat și vom lucra două rânduri de câte 6 piciorușe. Deci așa cum se găsesc, noi vom lucra două rânduri. Deci vom lua fiecare picioruș, îl vom lucra. Noi ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri de câte 6 piciorușe. Am lucrat cele două rânduri de 6 piciorușe. Am pus firul despărțitor, iar acum vom lucra un picioruș scurt, iar în următorul vom lucra o mulțire. Iar la capătul rândului vom avea un număr de 9 piciorușe scurte. Voi face o mulțire. Scurt. Foarte dificil cu aceste croșete, mai ales când firul nu este bine filat. Iar acum voi face ultima mulțire. Am obținut cele 9 piciorușe scurte și vom continua cu un rând de 9 piciorușe scurte. Vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Deci noi ne întâlnim la capătul acestui rând cu 9 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 2. Acum vom face o mulțire. Și continuând astfel până la capătul rândului, vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Din nou. 2 piciorușe scurte. O mulțire. Știu că este divers modul de a filma, dar din nou două piciorușe scurte. Urmate de o mulțire. Și astfel am obținut 12 piciorușe scurte. Vă spuneam de modul de filmare, știu că este diferit, dar afară nu aveam neonul și se vedea pe cameră umbra. Acum voi repeta
aceste 12 piciorușe. Vă spuneam că se vedea umbra mâinilor și astfel era mai dificil. Această cameră care filmez aici în casă este fixă pe... Am fixat-o și nu pot muta din casă să o duc afară. Și de aceea, fiind întuneric de acum, este nevoie de lumină și nu reușeam să fac o filmare acceptabilă. Încerc să devin din ce în ce mai expertă și pentru aceasta încerc mult să schimb și modul de a filma. Deci am ajuns și la capătul acestui rând, acum vom continua. Lucrăm 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire, iar la capătul acestui rând vom obține un număr de 15 piciorușe scurte. 2, cel de-al treilea. Acum vom face o mulțire. Și ne vom întâlni la capătul rândului cu 15 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un număr de 15 piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. Iar acum vom face o mulțire. Vom continua astfel pe întreg parcursul acestui rând, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Următorul rând vom lucra aceste 18 piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Nu vom avea nevoie să mulțim, vom continua în felul acesta. Dumneavoastră veți lucra cu firele de care dispuneți. Puteți să schimbați culoarea pălăriei în funcție de materialele pe care le aveți acasă. Nu este nevoie să respectați. Proiectul în sine este cel mai important. Dovlecelul îl puteți face chiar și în culoarea galbenă, așa cum ați văzut că am făcut pentru caracatiță, pentru pumpkin. Deci vom ajunge la capătul acestui rând cu 18 piciorușe scurte, după care vom continua lucrând. Opresc aici. Așa. Acum vom lucra 5 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, iar la capătul rândului vom avea un număr de 21 de piciorușe scurte. 1, 2, 3, 5. Iar acum vom lucra o mulțire. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu 21 de piciorușe scurte, așa cum vă spuneam. Acum vom lucra un rând de 21 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua rândul următor și vom lucra 6 piciorușe scurte. 1,
2, 3, 4, 5, 6, după care vom face o mulțire. Lucrând astfel, până la capătul rândului vom obține 24 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua repetând aceste 24 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Noi ne întâlnim la capătul rândului și vom continua pălăriuța domnului Dovlecel. Vom continua lucrând 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum vom face o mulțire. Vom continua astfel pe parcursul întregului rând, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 27 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 8 piciorușe scurte. 7, 8. Apoi vom face o mulțire și vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la capătul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând un rând de câte 30 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lua așa cum se găsește. Iar noi ne vom întâlni la capătul rândului cu cele 30 de piciorușe scurte. Și vom lucra picioruș după picioruș. Scuzați, sunt un pic obosită și se simte. Ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Am lucrat și acest rând de 30 de piciorușe scurte. Următorul rând vom înmulți fiecare picioruș în parte și la sfârșitul rândului vom obține un număr de 60 de piciorușe. Deci în corespondența fiecărui picioruș scurt noi vom face o înmulțire. După cum vedeți, vom continua înmulțire după înmulțire. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu cele 60 de piciorușe scurte. Am obținut cele 60 de piciorușe scurte după ce am înmulțit în fiecare ochi din rândul anterior. Acum vom lucra două rânduri de câte 60 de piciorușe scurte. Deci vom repeta de două ori aceste 60 de piciorușe. Noi ne întâlnim la capătul acestor două rânduri și vom continua cu pălăriuța domnului Dovlecel. Deci două rânduri. Ne
întâlnim în câteva minute. Am ajuns la capătul celor două rânduri de câte 60 de piciorușe scurte. Acum vom tăia firul și vom închide lucrarea. Scot firul despărțitor, îl pun deoparte. Și dacă vă amintiți cum v-am arătat rândul trecut pentru a închide lucrarea și a nu se vedea acest colț așa urât, voi număra două piciorușe, voi intra în cel de-al doilea, voi trage firul, după care mă voi întoarce în ultimul picioruș pe care l-am închis, unde am închis lucrarea, vedeți? Și acum nu se mai vede acel colț urât aici unde închidem lucrarea. Acest capăt de fir îl vom ascunde. Dacă aveți răbdare să pun firul în ac, am pus firul în ac și acum voi ascunde acest fir, foarte simplu. Vedeți cum s-a închis frumos aici? Foarte ușor. Încet în felul acesta. Iar acum voi scurta firul. După ce îl mai ascund un pic, în felul acesta. Și am făcut și pălăriuță domnului Dovlecel. Acum vom încerca să-i construim fața. Ia uitați-vă ce frumos este. Vedeți? În felul acesta. Vom încerca să-i construim fața. Așa cum vă spuneam, am pregătit deja firul de macrame cu acul și vom încerca, uitându-mă după original, voi încerca să-i fac gurița și ochișorii. Voi intra mereu de aici, de undeva, de dedesubt. Voi căuta un loc ușor. Și de la această linie, de la acest fir, care delimitează, o să intrăm aici, că este mai drept, care delimitează aceste două felii, voi lăsa 1, 2, 3, voi intra în cel de-al patrulea, deci în cel de-al patrulea picioruș scurt, voi intra cu firul, voi număra două rânduri în jos și voi veni aici, alături de fapt voi separa aceste două fire între ele. Dacă vă amintiți, am lăsat două fire când am închis lucrarea. Voi număra din nou același număr de piciorușe, 1, 2, 3, 4, în felul acesta. Și vom coase gurița. Voi încerca cât mai mult posibil să fie asemănător cu originalul. Voi ieși din nou exact în locul de unde am început gurița. Vedeți?
asta. De data aceasta voi lăsa doar un singur rând și voi intra din nou între cele două fire și voi ieși în acest colț de guriță de aici. Îmi face o guriță așa mai micuță, nu chiar prea mare. Voi intra în mijloc. Voi ieși din nou în colțul gurii. Da. Se prezintă binișor, spun eu. Acum o să las la aprecierea dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cele care dați verdictul final, care puneți nota. Și oricum, în comentariile dumneavoastră o să-mi spuneți dacă este ceva care nu v-a plăcut, ceva care nu a fost bine. În comentariile dumneavoastră puteți să scrieți și anumite dorințe, ce ați dori să mai lucrez, pentru că eu încet, încet voi încerca să satisfac dorințele fiecăruia, chiar dacă o să dureze ceva timp. După cum vedeți, am dublat fiecare cusătură. Acum, mă voi îndrepta în sus. Voi lăsa 1, 2, 3, 4 rânduri. 4 rânduri. Și deci 4 rânduri în sus, voi lăsa două ochiuri de la linia care separă. Acele două felii. Și voi face mai întâi o dungă în sus. În felul acesta. Am ieșit aici în aceeași direcție după două piciorușe. Vom forma așa ca un mic triunghi. Mă voi deplasa către cea de-a doua parte și voi proceda în același fel. Voi lăsa aceeași distanță. Felul acesta. Acum voi veni două piciorușe. Voi urca în sus. Nu este mult de lucru, însă așa cum vă spuneam, timpul meu este foarte, foarte, timpul liber este foarte puțin. Și în momentul în care se mai întâmplă și intervin anumite probleme, dar cum vă spuneam, chiar dacă este seară, este târziu, eu continui să lucrez pentru a termina acest tutorial, care sper să vă placă foarte mult. Foarte mult, să sperăm. Așa. În felul acesta, uitați-vă, voi ascunde firul de desubt, după care îl voi tăia. Aici se vede un pic capătul de fir negru. Îl voi introduce înăuntru, în felul acesta. Așa. Și voi scurta acest fir. Iar cine dorește, poate să-i pună chiar și o pereche de ochișori. Eu mă gândisem la început să-i punem acești ochișori, însă cred că i-ar schimba prea mult aspectul. Nu știu dacă ar fi atât de frumos. Și de aceea
prefer să-l las cu ochișorii pe care îi are. Apoi ochișorii vom trebuința în altă lucrare. Uitați-vă, acesta este domnul Dovlecel pe care l-am realizat. Aici avem un dovlecel adevărat, aici este modelul după care m-am orientat, după care m-am ghidat. Un alt dovlecel și aici am un alt dovlecel pe care l-am făcut mai înainte. Eu sper să vă placă ceea ce v-am prezentat astăzi. Așa cum vă spuneam, le puteți aranja pe o frunză în acest mod, cu acest dovlecel între ei, dar voi veni cu această lumânărică, uitați-vă, pe care am așezat-o într-un suport în formă de floare de dovlecel. Și în felul acesta vom întregi un pic și vom schimba un pic, vom da un pic de viață, să spunem așa, lucrării noastre, pentru că galbenul un pic deschide tot ceea ce am lucrat aici. Eu mă voi opri aici cu acest tutorial. Într-un alt tutorial voi explica modul în care am făcut floarea de dovlecel pentru dumneavoastră și apoi vom învăța cum să facem căpăcelul, codiță, să-i spunem, și acești cărlionți pentru dovlecei. Eu atât am vrut să vă arăt în această seară. Aș fi vrut să filmez mai mult, dar sunt foarte obosită. Mâine dimineață voi face celălalt tutorial, așa cum v-am spus, cu floare de dovlecel, care o puteți folosi în același mod ca și mine, suport pentru o lumânare și cu codiță pentru dovlecelul pe care l-ați văzut. Sunt Tatiana Andrieș, vă mulțumesc pentru atenție și dacă doriți să lăsați un like, un comentariu, mă veți ajuta să merg mai înainte cu acest canal de YouTube. Vă doresc noapte bună, vise plăcute și așa cum spun fetelor din grupul meu, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. O noapte liniștită și somnic dulce. La revedere!